Ungaria, prominentă putere medievală europeană, a căzut victimă otomanilor în prima jumătate a secolului XVI. De ce? Era cultura ei de război inferioară? În niciun caz. Compuse din diferite etnii, printre care și românii, armatele maghiare au câștigat multe bătălii împotriva otomanilor. Marea problemă a ungurilor era slaba autoritate a regelui și o administrație deficitară. Într-un regat cu 4 milioane de locuitori, regele, dacă reușea să-și forțeze nobilii să-i trimită 10.000 de soldați pentru campanii peste hotare. Altfel stătea treaba la otomani. Sultanul dispunea de o administrație eficientă, un buget imens și o mare autoritate ideologică. Acesta putea mobiliza anual o armată de 2-3 ori mai mare. Dacă pierdea într-un an, se întorcea în următorul cu alta. Iancu de Hunedoara privatizase practic apărarea graniței sudice, unde avea multe moșii și a construit un sistem eficient de vasal și venituri. După moartea fiului său Matia, noua dinastie poloneză a neglijat această regiune, invitându-i pe otomani să atace. Mai multe despre forța militară otomană, aici!